Salvatorii au recuperat dimineața de vreme ultima victimă a tragicului caz de nec din raionul Comrat. În zorii zilei a fost scos din apă cadavrul unui bărbat. În total, în iazul din satul Meșeni și-au găsit sfârșitul 3 oameni. Un copil de 2 ani și jumătate și 2 bărbați. Ambii aveau câte 28 de ani. Inițial se presupunea că există și a patra victimă. Era vorba de un copil, fratele celui care s-a necat, dar acesta a fost găsit mai târziu acasă, nevătămat. Unul dintre bărbații morți era tatăl copiilor. El a sărit în apă să-i salveze, dar a reușit să-l scoată doar pe unul dintre ei. Din spusele polițistului de gardă din Comrat, doi părinți din Comrat împreună cu cei doi fii ai lor, unul de 2 ani și jumătate și celălalt de 5 ani, ar fi mers alături de alți prieteni să se odihnească pe malul iazului Meșeni, situat în apropiere de oraș. La un moment dat, doi bărbați din gașcă ar fi decis să meargă să se plimbe cu barca pe iaz. I-au luat cu ei și pe cei doi minori, părinții rămânând pe mal. Ajunși la mijlocul lacului, adulții ar fi decis să se schimbe cu locul, unul dintre ei dorind să vâslească. A fost momentul fatal când barca s-a dezechilibrat și s-a răsturnat. În consecință, toți, inclusiv micuții, au căzut în apă. Văzând cele întâmplate, tatăl a sărit să-i salveze. A reușit să-l scoată la mal pe fiul mai mare, după care a mers să-l caute pe cel mai mic. Însă n-a mai apucat. S-a înnecat. Aseară pompierii au recuperat cadavrul unuia dintre bărbați, dar și a copilului de 2 ani și jumătate. Acesta plutea la suprafață la aproximativ 20 de metri de barca răsturnată. În dimineața zilei de 2 iulie 2022, la ora 6:03, echipele scafandrierilor din cadrul GSU au reluat lucrările de căutare subacvatică pentru a recupera corpurile persoanelor indicate în iazul Meșeni, raionul Comrat. Conform ultimelor informații operative, la ora 6:20, salvatorii au depistat cadavrul celei de-a treia persoane indicate, un bărbat în vârstă de 28 de ani. A patra persoană, care a fost dată în căutare în urma producerii incidentului pe apă, a fost găsită nevătămată la domiciliu de către angajații inspectoratului de poliție Comrat. Potrivit poliției, ar fi fost unul dintre bărbații care era în barcă. Pe acest caz, oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a investiga toate circumstanțele.